Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Astăzi voi găti cale cu nucă. Este o prăjiturică care are forma unei cale. Este cu nucă, este foarte gustoasă. Și n-am decât să-i conving și pe șef că îs bune. Sunt inspector la Direcția de Asistență Socială la Petrila. Ocupându-mă cu dosarele de ajutor social, alocație pentru susținerea copilului, distribuire de pachete alimentare. Mie mi-e foarte drag să lucrez cu oamenii și mai ales în măsura în care pot să-i și ajut. Eu o fac cu mare drag, nu e o problemă pentru mine. Adică la o tanti de 85 de ani care suferă de diabet, trebuie să am grijă ce primește de mâncare de la cantină. Că nu pot să-i dau dulciuri cum le dau la copii. Numai că sunt așa mai sensibiloasă. Eu pot să trăiesc poveștile oamenilor cu care lucrez. Era vorba despre doi copilași care erau numai cu mama, condiții cam improprii de locuit și copiii aceia trebuiau duși într-un centru de plasament. Nu am fost în stare să iau decizia în ziua respectivă. Dar m-am dus acasă și n-o să uit niciodată. În ziua aia am făcut varză. În timp ce tăiam varza, nu vedeam decât copiii ăia în fața ochilor. Și până la urmă nu am fost în stare să-mi asum. Și am lăsat la latitudinea șefilor ierarhii superiori. Că cred că unui copil tot e mai bine acasă decât într-un centru de plasament. Eu am venit la șef la cuțite pentru că îmi plăcea când mă uitam la televizor emoția concurenților. Am vrut să o trăiesc și eu. M-am înscris la șef la cuțite și pentru ediția de anul trecut, dar n-am mai ajuns, pentru că înainte cu câteva zile de preselecție am intrat cu mașina într-un stâlp. Stâlp cu stop. Dar au explodat aibergurile. M-am dus la urgență. Le-a spus oamenilor de acolo, doamnei doctor, ce mi s-a întâmplat cu lux de amănunte și a sunat la poliție. Și așa m-am trezit și cu un dosar penal că m-am autoaccidentat. Nu, ce să fac și eu? Eu am așteptat și sezonul ăsta. Bă, nu-l pierd. Acum, Doamne ferește să mi se mai întâmple ceva. Am și vândut mașina, că mi-am dat seama că nu sunt șofer bun. Ai, să-mi trag ceasul. Wow! Ce mâncăm acum? Gratin dafinos! Nu cred! Ce a zis? Cartofi dafinos, mă! Gratin dafinos! Bravo, băi, mață, e pe desert, bă, stați liniștiți! Mamă, ceva scorțișor! Hai, repede, repede! Opa! Scorțișor! Opa! Ce stavă cu olivi? Ia uite, mă, ce chestie! Ia uite, mă, ce... Ce stavă? Nu știu! Nucă! Ce e asta? Mie mi-e frică cu gemul ăsta, că uite, iar nu i-a scos în gurii. Nu, i-a scos. Nu i-a scos, uite, că nu sunt toți scoși aici. Oh, chef. N-am văzut niciodată pe asta. Nici eu n-am întâlnit-o. E o altfel de clătită. Nu este clătită. Mi se pare mai mult în zona de deserturi arăbești. Cu nucă multă, da. Nu posibil. E doamnă, 50-60 de ani, gătește pentru nepoți foarte des genul ăsta de produs. Nu cred că e româncă. Eu cred că e un dita mai domn aici, dar nu știu ce. Să vedem. Cum să faci? Când habar nu ai ce au pus șefii sub cloșuri, în anumite cazuri, presiunea din cabina de așteptare pare să crească brusc. Timpanele țiuie și mintea pare să stea pe loc. Când ai și o vârstă, toate astea se simt și mai puternic. Și a rezista în picioare e deja o performanță. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Numele meu este Haldea Liliana. Am 53 de ani. Mulțumesc. De unde veniți? Din Petrila, județul Hunedoara. Din Hunedoara. Da. Vreau să vă întreb despre acest preparat. Este ceva comun în Hunedoara sau nu, pe invenție a dumneavoastră? Nu, pe vremea lui Ceaușescu,
mami meu lucra la mine la Petrila, la mine Petrila. Okay. Și se practica foarte mult pe vremea aceea schimbul de rețete. Asta este o rețetă de la o colegă de muncă a mamei mele, care era unguroaică. Okay. Și ea se numește cale cu nucă. Este o rețetă pe care eu o fac din 2 în 2 ani de Crăciun. Pentru Dar de ce nu în fiecare an? Le fac din 2 în 2 ca să nu le pierd gustul. Ah, ok. Adică să nu vă 2 ani mă ține, da? Timpul, am înțeles. Și după aia mai fac peste 2 ani. Bă, ce bună era aia. Hai să mai facem o dată. Corect. Dar pentru cine faceți genul ăsta de dulciuri, așa? Eu locuiesc împreună cu fratele meu. Ok. Și lui îi plac dulciurile. Și în general ce gătesc îi place. Căsătorită? Mai am și un... nu. Mai am și un iubit, prieten. Păi și cum de-ați rămas cu fratele? Să stați cu fratele. Lovitură sub centură. Locuiesc împreună cu fratele meu pentru că el a fost un răsfățat și... Îmi este greu să știu că plec și îl las fără nimic. Adică o mâncare, un spălat, o curățenie. Eu am casa mea la care nu mă duc pentru că vreau să am în continuare grijă de el, deși el este mai mic decât mine cu un an și eu sper din tot sufletul să își găsească pe cineva să, care să aibă o relație, să știu că este în regulă. Pe mine... Cel mai mult mă interesează ca cei din jurul meu, oamenii apropiați, să știu că lor le este bine. În momentul în care lor le este bine, pentru mine nimic nu mai contează. Tata a murit când aveam 4 ani. Mama nu s-a mai recăsătorit. Ne-a crescut pe 3 copii singură. Am suferit că nu aveam tată, dar doar în momentele alea, când ne băteam la școală, știți? Și ziceam, mai... Las că-i zic eu la tati. Eu la cine să-i zic? Păi și nu i-ați găsit fratelui nicio fată? Dar nu ar trebui să-i găsesc eu, știți? Acum, păi dacă a zis că e un răsfățat? Dacă e răsfățat... Răsfățat în sensul că nu a făcut nimic în casă. Eram noi două fete care făceam totul, că era normal, nu puteam să-i cer lui, bă, fratele meu, fă și tu ceva de mâncare. Deși el este un băiat bun în esență, atunci când eu sunt plecat în concediu, spre exemplu, el cu mare succes reușește să facă o supă. Bun! Pe cuvântul meu, face supă din 2 pulpe de pui cu o pungă de fidea. Bun! Doamna, foarte frumos! Vreau să vă spun că sensibilitatea noastră se simte și în mâncarea pe care o faceți. Dacă ar fi să mergeți mai departe, din ce echipă v-ați dori să faceți parte? Îl simpatizam foarte mult pe Florin Dumitrescu. Mergeam la Lidl, făceam cumpărături, serios, eram vitrină, știți? Serios. Acum, de mai bine de 2 ani, îl simpatizez pe Bontea. Nici nu mai întreb. Eu v-am zis să-l mai... O să te cheme țara asta Bontea. Bă, da, te roade pe interior atât de rău? Îmi place, frate, îmi place. Să vadă și el... Ce mi s-a întâmplat mie? 5-6 sezoane. Iată, care 5-6 sezoane, mă? Treci, mă, știu, prin vinul. Unul singur a fost. Râneţe, bă, toată falea băgării. Fiecare sunteți speciali în felul dumneavoastră. Bineînțeles. Fiecare, deci nu este... Și eu sunt doar un amator, nu sunt un bucătar extraordinar. Ce fac? Fac să pentru că se vede că sufletul meu și pentru... Se vede că sunteți amator pentru că aluatul ar mai fi trebuit un pic colorat. Mai fi trebuit puțin copt. Dar v-a fost frică să nu-l pierdeți, să nu mai puteți să-l mai lipiți. Toată combinația este cam dulce. Mă așteptam ca sosul să fie o idee acrișor, dar nu prea este acrișor.